Trebuie spus de la bun început că este exact cum spune subtitlul, un jurnal de călătorie în arhiva televiziunii române. Este un puzzle, veți vedea, cei care veți citi cartea, unele capitole sunt tratate mai bine, mai complet, dacă vreți, deși nu există pretenția de exhaustivitate, altele mai puțin bine. Există personaje importante din rock-ul și folk-ul românesc care lipsesc. De la bun început am dat jazzul la o parte pentru că este treaba în primul rând a lui Florian Lungu, cu care deja realizăm de un an și jumătate Jazz Restitutio. Sper să rezulte o carte din această emisiune. Iată o încercare de povestire, nu pot să-i spun istorie, pusă pe hârtie. Este prima și este cu atât mai emoționantă și este extraordinar ce se întâmplă și este cu adevărat un eveniment, pentru că aici pe scenă se află autorul cărții, iar în sală sunt personajele. Într-un fel mă simt ca la premieră, la cum se simțea probabil Caragiale, la premieră, la O scrisoare pierdută, că el era acolo pe scenă și în sală erau personajele. Numai că aici, în mod normal, ar trebui să luăm cartea, să începem să o citim și să spunem, ajungem la Mircea Florian, uite ăla e. La Andrei Uiștean, uite ăla e. Mircea Baniciu, pe ăsta îl mai țineți minte. Și așa mai departe. Ceva exagerat. Anii au trecut în zbor și lumea le-a uitat. Da, da. Oldies but goldies. Gândindu-mă ce să spun când m-a invitat Doru Ionescu în astă seară și rememorând perioada, mi-am dat seama că ea este marcată de câteva paradoxuri și mi-am notat cele 5 paradoxuri ale muzicii tinere din anii 70-80. În primul rând, faptul că mișcarea hippie care a declanșat
acest fenomen poetico-muzical a fost o mișcare de stânga. Și cu toate acestea a fost asimilat și integrat de țările capitaliste, asta aș zis, de dreapta, și au fost respinse de țările din blocul sovietic, așa zis, de stânga. Pentru că termenul cheie al acestei mișcări a fost libertate. Și acest termen a fost întotdeauna subversiv pentru un regim care, înainte de a fi de stânga sau de dreapta, a fost un regim dictatorial. Florian Pitiș a declarat aici că toată lumea prezentă e formată din experți. Eu nu mă simt așa. În orice caz, dacă vă spun că suntem martorii unei cărți spectacol, nu trebuie să mă credeți pe cuvânt. Însă, e destul să o deschidem la orice pagină ca să ne convingem cu toții că am spus adevărul. Pentru că Timpul chitarelor electrice chiar este o carte show, o carte martor și nu în ultimul rând cea mai convingătoare, cred, istorie subiectivă a muzicii bune a României din anii 60-70, pe care eu personal regretam că am pierdut-o, însă Doru Ionescu mi-a dat șansa să o recuperez, pentru că timp de un an și jumătate am fost dependentă de telecomandă și am difuzat pe TVR Cultural în fiecare săptămână Remix și Pop Cultura. Cartea s-a deschis la primul rând. Erai de formă asliu și trist în fond. Este foarte important că evenimentul se întâmplă în Clubul A. Eu am participat de foarte, foarte mulți ani. Mi-e și rușine să mă gândesc câți la acest club, pentru că sunt chiar membru fondator. Și cred că este o onoare pentru Clubul A să primească o astfel de manifestare. Punctul numărul 2. Cartea asta sper să fie de bun augur pentru cei care sunt jurnaliști și care propagă muzica din țara noastră în domeniul rock-ului sau în alte domenii. Poate ea să reprezinte și un mijloc de întrebări, de sumum, de ce s-a făcut și poate în continuare de ce trebuie făcut. Pentru că la ora actuală, părerea mea sinceră, este că muzica poate nu este pe direcția cea mai bună, dar poate încet, încet se va putea face ceva. Thank you.
Era pe timpul când nu se ștergeau benzile, trebuie să știți că de obicei formațiile noastre în perioada anilor 60 filmau mai multe piese, din care din 3, 4, 5 piese filmate intra una pe post. De altfel, cred că mi-a făcut surprize plăcute, eu văzând deja formația Sideral, astăzi eu nu știam că mai există filmarea asta, nu o văzusem, și am mai găsit-o cu o filmare care, exact. După anii 80, în schimb, formațiile care au filmat după anii 80, în ceea ce mă privește romanticii, nu prea s-au mai găsit materiale, benzile fiind șterse și reșterse de fiecare dată. Dar pentru că existăm, cred că ăsta a fost motivul principal al lui Doru, că a avut material, a avut la dispoziție ceea ce am făcut noi atunci. Noi n-am făcut atunci cu gândul să fim mari vedete. N-am făcut nimic să fim, să rămânem în istorie. Dar am rămas. Asta a fost. Înseamnă că n-am muncit degeaba. Acest timp al chitarelor electrice, care este o treabă extrem de frumoasă, a fost, de fapt, o stare, de fapt, care s-a dus. Nu știu ce a pus Doru într-o parte, dar eu aș defini-o în felul următor. Prin 1943, un mare chitarist, pe numele său Les Paul, a inventat chitara electrică. Prin 1955, chitara electrică își facea de cap cu Chuck Berry, cu Bill Haley și cu Elvis Presley și cu alții. Iar în 1966 a apărut formația mondială. Punct. Din încrețirea lungii tropii, răzai ca marmura în loc, se atârnă sufletul. Ce plin de patim și noroc, se adună sufletul de ochii. Ce plin de patim și noroc. Azi voi pleca căci timpul mă grăbește, am multe de văzut. Oriunde aș fi, norocul mă însoțește. De fapt, rolul meu s-a terminat aici. Acesta este obiectul muncii unui editor care se numește Humanitas Educațional. Multă lume, poate, din sala asta m-a văzut de multe ori apărând la televizor și pledând pentru cauza manualelor de bună calitate din România. Cu ocazia acestei cărți m-am gândit că e bine să lărgim sensul cuvântului educațional, să ieșim din sfera cărții de școală, pentru că această carte are o componentă educațională enormă. Vorbesc acum în altă calitate, nu de editor. Editorul și-a terminat treaba și e mulțumit de ea. A fost și ajutat
de o firmă ca să poată să ducă la sfârșit tipărirea celor 420 de pagini. Toate că ne aflăm la porțile Orientului, unde totul e luat a la lejer, filozofia orientală a mișcării hippie nu ne-a venit din Orient, ci ne-a venit în mod paradoxal din Occident. În al treilea rând, apelul la rădăcinile folclorice, nepoluate și neideologizate, Orientul nostru, ca să zic așa, cultura noastră tradițională s-a pliat pe avangarda muzicală, astfel încât inovația nu a exclus tradiția, ci a asimilat-o. E al treilea paradox. Al patrulea paradox este cel al rememorării mișcării muzicii tinere. A vorbit Moțu Pitiș despre acest lucru și vreau să-l subliniez. La televiziune se dădeau cele mai castrate momente ale mișcării rebele. Părul era prins, cântecele erau cele mai suave și cuminți, oamenii erau îmbrăcați în costume și cravate, bateristul bătea într-o tobă, cântau playback, totul era într-un fel jalnic. Și în felul ăsta încerc să-mi exprim și faptul că nu totul a fost eroic, ci a fost și jalnic. De ce făceam? Pentru că ne simțeam bine. Pentru că asta era centrul lumii pentru noi. Era un loc unde puteam să respirăm, loc unde puteam să ascultăm muzică, formații care la vremea aia, fără să ne batem cu cărămida în piept, la vremea aia, formațiile noastre, dacă ar fi avut acces afară, ar fi Locomotiv GT, de exemplu, a fost în București, marea formație din Ungaria. Noi am avut Phoenix-ul care era 7 capete peste Locomotiv GT, peste Rocker, care au o generație care s-a irosit, din păcate, pentru că au plecat, au fost nevoiți să plece ca să poată să creeze liber și poate asistăm acum la întoarcerea majorității oamenilor. Dacă te uiți în jurul tău, îi vezi pe toți, pe Mircea Florian, toți mari expatriați.
care vin în Clubul Arhitecturii, vin în București. Arhitecți ca mie Costin Petrescu deschid o afacere în București ca să stea totuși în orașul ăsta în care s-au născut și pe care îl iubesc. Bun început, adică din clipa când a apărut, a apărut și în România. Adică au fost oameni care au făcut bine, mulți sunt acum în vârstă și... Ascultat rock? Eu? Te invit acasă la mine să vezi ce discotecă am, cu discuri de-alea mari, vechi și cu CD-uri. Rock-ul și jazzul este pasiunea mea în special. Bine, puțin sunt supărat că acum nici nu prea ai ce asculta altceva decât retro. Pentru că muzica românească puțin s-a degradat. Deschide-ne poarta, dă-ne o coajă și nu ne goni, și-n schimb îți vom alunga tristețea cu vesele cântece și poezii. Venim de departe și mergem departe, tocmai în zare sus la castel. Ne-am oprit aici, pe drum ne-a prins noaptea, dă adăpost unor bieți menestrel. Aș fi scris și prima ediție pe copertă, pentru că sper că în urma ecourilor și a completărilor care sigur vor veni, să putem da ceva mult mai complet, mai rotund, mai publicistic, mai știu, documentar, dacă vreți. Aceasta este beletristică. Să mai spun că sunt articole din presa vremii, este atmosferă, sunt interviurile cu ilustrii mei intervievați, există și mail-uri și telefoane.
mă bucur că măcar în forma electronică am putut conversa cu Dan Andrei Vladimir Aldea de la Sphinx. Sper că într-o bună zi să-l întâlnesc. Timpul vieții discut, hai să facem curat. Frescurii din furt, alții doar din ce-au dat, săraci și bogați, fașiți cu impă pe braț. Voi ce lună zburați, cum la cer vă urcați, pe spinele noi sclavi, pe pământ avem de toate, și mai bune și mai rele, punerele. Și chisor și libertate și-ar putea și nu se poate, ci noroi și ister. Rock-ul nu înseamnă neapărat să bată toba și să sune gitara electrică foarte tare, să-ți spargă timpanul. Nu. Rock înseamnă un spirit. Este un mod de viață. Care nu înseamnă neapărat piatră, ceea ce înseamnă în anglosaxonă. Ci într-un spirit de revoltă, de, nu neapărat de revoltă, dar să spunem chiar, poate e prea mult spus revoltă, ci de opoziție la așezarea călduță și tihnită a lucrurilor existente, în care toată lumea trebuie să facă aia, trebuie să facă ailaltă, că așa e bine, că așa te învață părinții, că așa te învață mătușa. Ei nu, rockerul vine și spune: bă, dar mie parcă îmi vine să fac altceva. Nu neapărat să deranjeze pe cineva, dar îi vine lui să facă ce vrea el. Generații se cade, se sting, tinerii râd către stelele reci, cine-și va pierde credința în izbândă pe aceste mereu mișcătoare puteri. Puține lucruri au rămas civile în acest veac ploios și militar. Nu zile, ci permisile zile. Copiii drepți din mumele lor sar, pendulele ca niște cisme sună, nici niciun sterb și refuzat nici sunt 30 de războaie într-o lună și toate poartă moartea în arii. Față de la flăcări, că toate-s numai scrum. Față de la umbră, să taci și să veghezi.
această carte, sunt convins că va fi o sărbătoare pentru mulți dintre noi. Nu știu ce să spun mai mult, doar că pentru foarte mulți dintre noi această carte este sau aduce câte ceva din cele mai frumoase zile sau cea mai frumoasă perioadă a vieții noastre. Mă refer la ideea că toți eram studenți atunci când am început să cântăm pe scenă, nu numai studenți, toți eram tineri, cred că ăsta e lucru cel mai important. 7 ani cu voinicie și-a bătut joc de domnie și tot stradă neîncetat, Andrei Popa, hot bărbat, Andrei Popa, hot bărbat, e haiduc și e vestit, Andrei Popa, cel voinic, e haiduc și e vestit, Andrei Popa, cel voinic. Necuri albe strălucite naște luna argintie, ea le scoate peste ape, le întinde pe câmpie. Lângă lac pe care noi auzit o umbră fină, ruptă pe mișcă de valuri și de umbre de lumină. Este un proiect unic în România, poate și în alte țări. Este o operă de o anvergură extraordinară. Sper să îi fiu alături și în continuare și sper ca alături de noi toți să încheiem această, peste an și an, când probabil se va termina, să încheiem această oglindă uluitoare a vieții noastre. E chitara un apanaj strict al rockului? Îl lăsați să vă fure așa din ceas? Nu, dar există chitară multă și în jazz, dar în jazz saxofonul este important. Dar chitara eu las motorul pentru rock. Bine, așteptăm un timp al saxofonelor de la dumneavoastră atunci. Eu personal îi sunt recunoscător pentru că a pus o cărămidă la ceea ce încercăm să se întâmple măcar în cultură, restitutio in integrum, și aducându-mi aminte de un bănculeț care circula prin circumstanțe asemănătoare cu cea de astăzi, cred că dacă rușii ar mări presiunea gazelor și cineva ar da drumul la gaze aici în astă seară, s-ar duce dracului cultura română. Vreau în numele meu și al colegilor mei de breaslă să-i mulțumesc din toată inima și să-mi plec fruntea în fața lui și de asemenea mulțumesc televiziunii române și editurii Humanitas că l-a sprijinit pe Doru Ionescu. Mulțumesc, Doru! După ce l-am descântat, l-am pus jos și am așteptat. Când se lase mai de-a bine, crengi uscate peste mine. Zâind la vântul strâng, îmi ziceau răstit din drâng. Năzdăvana de pădure și umulită de secure, pe furiș și pitiș, tot scurtat din luminiș. Vreme trece, vreme vine, toate sfânt și nouă toate, ce e rău și ce e bine, tu te-ntreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă, ce e val, cavalul trece, te-ntreabă.
cunoscut niște personalități pe aici pe care le-am filmat astăzi, Dorin Stănculescu, Mircea Baniciu, Mircea Drăgan, sunt foarte mulți. Și cred că aceste imagini care au rămas, pe care le-ați văzut, sunt datorate foarte mult colegilor mei, poate nici dintre ei nu mai sunt, și bine ar fi să ne gândim și la ei, pentru că ei sunt autorii acelor imagini pe care dumneavoastră vedeți, după care Doru s-a inspirat să scrie atmosfera de atunci. Și cartea sper să le fie de bine și de bun augur și colegilor mei care au păstrat și au creat atunci, în condițiile alea infernale de lucru, imaginile martor pe care, de care dumneavoastră vă bucurați acum. Fii mereu cinstit cu tine, viața nu-i o simplă trecere prin tine. Să alegi răul de bine, să vezi soarele în orice anotim. Fiecare ceas e un veșnic început, noi mai avem multe de făcut. Nu este meritul meu în aceste imagini preponderent. E o întreagă echipă neștiută nici de mine, care a filmat, așa cum spunea colegul Geo Tuică, și care a păstrat, a ascuns imaginile. Cele mai tari imagini nu sunt acelea găsite la un număr de inventar, pe un film sau pe o bandă MGS, ci acelea salvate de iluștri anonimi pe benzi cu Ceaușescu sau pe benzi, pe filme fără număr, descoperirile cele mai importante ale echipei noastre, pe care o să o și numesc imediat, sunt cele pur întâmplătoare. L-ați auzit vorbind pe Geo Tuică, un personaj în carte, ca și ceilalți colegi ai mei. El apare chiar în unele filmări, inclusiv de la festivalul Cluba din 1981, de la Sala Palatului. Omul care ne deranjează cu lumina aceea se numește Vlad Micu și este operatorul principal cu care am reușit să prind multe personaje de ieri și de azi ale rock-ului, folk-ului, jazz-ului românesc, pentru că nu puteam trece la muzica pe care am cunoscut-o ca ziarist din 90 încoace, fără să, într-un fel, să consemnez în carte și să dăm împreună în emisiuni ceea ce ați văzut foarte puțin adineauri. Am fost prima fată care a avut o idee extraordinară în vremea aceea și a constituit un grup feminin care s-a numit Venus. Și am și am funcționat între anii 1967 și, mă rog, nu știu cât. Deci cunosc pe foarte multă lume de aici, sunt mai mult decât onorată. Străcor lipsit de abilitate, printr-o ramă cu prejudecăți, și la fel ca în alte dăți, privesc la grâu. Popice, dar din fântână ce-mi răsărit,
pătrunde pericole și-anulează, și-anulează zgomote. Unii nici nu mai sunt printre noi. Cum nu voi mai fi nici eu în curând, și nici el, și nici noi toți. Și atunci mi-am zis că așa ceva, un ierbar, un insectar, un muzeon, un crematoriu care să ne inflameze mințile, ne-ar trebui neapărat. Și chiar vreau să vă rog, toți care aveți câte o umbră pe acasă, o urmă, o fotografie, o imprimare făcută pe șest cu un casetofon belit, dați-mi-o mie sau dați-o, de fapt dați-o lui, că el o să facă foarte bine, el face foarte bine cărți, el cred că o să facă foarte bine și muzeul ăsta, sau mă rog, crematoriu ăsta, sau locul ăsta de shrine ăsta, monumentul ăsta. Fiindcă e o mișcare care merită un monument și prima piatră e pusă, sau una din primele pietre este pusă chiar astăzi, aici, acum, cu voi toți de față. Doresc să-i înmânez din partea domnului Laurențiu Toma un manuscris. Este scris de un coleg de-al dumneavoastră, un membru al grupului Sincron, Sandu Arion se numește el. Felicitări să-l folosească ca suport pentru cea de-a doua carte. Au descoperit niște, într-adevăr, niște lucruri care presupun că le fac tuturor artiștilor de rock din perioada aceea mare plăcere. Și astăzi este un moment deosebit cu lansarea cărții, dar în mod special Club A e momentul în care eu am avut aici marea revelație a vieții mele, pentru că aici mi s-a pus coroana spre o golgotă a vieții mele de a bate la tobe toată viața și de a face o meserie din a bate la tobe și de a mă hrăni din tobe. Aici am venit cu Roșu și Negru când aveam 15 ani și am avut un super recital, țin minte, în club. Și toată perioada aceea anilor, 69, a fost extraordinară. Arată altfel astăzi cluba? Nu, neschimbat, absolut. Aceeași imagine. Super, mi-amintesc că aici se țineau niște serii extraordinare de poezie, de teatru, de folk, rock, blues. Făceam session-uri cu Aldea, cu diferiți instrumentiști. Au fost niște momente super. Despre Muzeul Rock foarte bine ceea ce încearcă să facă Doru Ionescu și încă sper cât mai mulți oameni și eu am să îl ajut cât pot de mult pe Doru. Mai există niște proiecte pe care vrem să le dezvoltăm. Contează foarte mult pentru mine personal, cât și pentru toți cei care au contribuit la ceea ce înseamnă istoria Clubului A. O adunare, aș putea spune, la un loc a ceea ce a constituit istoria. Chiar în seara asta am fost bucuros să constat că oameni care au contribuit la
scrierea istoriei Clubaului sunt aici, ei stau undeva în spate, nu știu de ce, sunt undeva 8 directori am numărat ai Clubului A, care au contribuit foarte mult la tot ce înseamnă istoria clubului, cât și istoria muzicii din acea vreme. Au organizat festivalul la Sala Palatului. Personajele ale cărții sunt și Constantin Marciuc, este omul din acel colț, te rog să te ridici, Costică. Nu știu dacă e decan al editorilor de imagine, el a montat 95% din emisiunile noastre alături de Daniel Niță, lipsește, e cu copilul. Am spus de Vlad Micu și Geo Tuică, doi operatori din două generații diferite. Există undeva Lucia Zamfir, cea care a descoperit, eu n-am putut să stau tot timpul lângă ea, cea care vizionează filmele 16mm, le-a descoperit, le-a curățat și le-a pus deoparte. Noi avem în momentul acesta mai multe emisiuni, nu știu dacă ești, mai ești de aici, Lucia, oricum îți mulțumesc foarte mult. De asemenea, Ilie Băbeanu, omul de la Telecinema, care ne-a ajutat foarte mult să copiem filmele, uneori insistând să meargă până la sfârșitul filmului, deși eu credeam că nu mai este ceva important. Așa s-a născut, așa a apărut filmarea Miezul Nopții, acea filmare produsă de Cornel Chiriac pentru Phoenix. Sunt mulți, echipa e mare și mulți nu sunt aici, o parte au plecat dintre noi. În ultimul an am reușit să dau de niște filmări senzaționale ale lui Christy Müller, care între timp ne-a părăsit, este trecut în carte și mă bucur că despre toți am putut scrie atunci când erau în viață, chiar dacă între timp s-au stins și Teo Peter și Liviu Tudan, care chiar lucra la emisiunea noastră când își revenise după operație. Vă mulțumesc mult încă o dată și sper să vină suficiente ecouri să mai putem scoate o ediție revăzută și adăugită. Nu încerca să te oprești, ține drumul drept. Soarele-i sus până la murg, nu mai poți să aștept. Hai ca să te odihnești, noaptea murgule. În timp ce eu voi număra toate stelele. Trebuie să cântim, hai, nu-i mai mântule, te-așteaptă, trai, sta plină de măs. Nu te gândi, acasă și noi vom fi, în prag de lună vom poposi. Fiind tânăr, nu se pare nimic greu, știi? Acum când te gândești în urmă, îți dai seama ce dificil a fost să răzbați prin viață și mai ales să
să devii cunoscut și să când să te audă publicul. Bineînțeles, orice om și aduce aminte cu bucurie de tinerețe și zic că am făcut tot ce am putut noi până acele vremuri să ne descurcăm, să răzbatem prin viață. Și cu ajutorul oamenilor de radio, de cei de la Electrecord din acea perioadă care ne-au ajutat, era pus Iris, n-are ce să scoată disc, dar încercam să facem în, facem în așa fel ca muzica, umblam un pic la texte, dar ne-au ajutat și am reușit până în anii, până în 89 să scoatem albumul. Mă gândesc ce să fac, dezăresc pe mie și dar, mă întreb în gând mereu, de ce nu fii acum în visul meu? O floare de-aș avea, s-o pun în calea ta. Și focul este viu, iar eu acum știu. Tu doar, tu m-ai vrăgit. Tu doar, tu m-ai iubit. Tu doar, tu m-ai vrăgit. Tu doar. Sunt emoționat pentru că numai faptul că am venit aici și am văzut mulți din oamenii alături de care am trăit, eu poate ceva mai târziu, în acel timp al chitarelor. Și am trăit cu toți în acel aer al acelei vremi, aer pe care îl mai știm și acum în glumele și în amintirile și în poveștile nesfârșite pe care le mai purtăm între noi. Numai că, uite, cineva a avut și ideea să fotografieze acel aer. Nu-mi pun niciun fel de problemă ce obiectiv a folosit, ce film și ce aparat, pentru că, deși n-am citit cartea, tot ceea ce a făcut Doru în ultimii ani e un lucru ce mă face să cred că nu am niciun dubiu asupra faptului că poza acelor vremuri minunate va fi cât se poate de frumoasă. Ești mereu în ochii mei, în mintea mea, în orice clipă. Orele fără de tine sunt mai mulți decât un an. Într-un fel, Doru Ionescu a încercat să reconstituie această istorie din momentele pe care cenzorii noștri ne-au permis să rămânem în istorie. Am spus odată tot aici, Paul Celan, poetul din Cernăuți, a căror părinți au fost omorâți de nemți în Holocaust și scria poezie în limba germană, a spus, scriu poezie în limba asasinilor părinților mei. Într-un fel, suntem condamnați să ne privim prin ceea ce cenzorii noștri au vrut să se păstreze imaginea noastră. Asta iarnă mă iubeai și la mine tu veneai la mine la râu, prin zăpadă. M-ascunzi la umbră deasă, lăsai oile să pască și începui a le striga, doar nu auzi mândrat. La mine la rue.
trece coapte, hey! Și tu ești mândră de parte, hey! Nu sper decât ca peste 10 ani să ne întâlnim cu chitarele electrice de după Revoluție și să fie o chestie valabilă, foarte valabilă. Cartea este o piedică în calea uitării, este o adunare de amintiri puse pe hârtie pentru cei care mai sunt dispuși să citească, pe lângă nostalgicii care suntem bătrânii rocker, generația anilor de care avem acum 50 de ani. Sperăm să trecem torța mai departe și să se afle că nu se inventează nimic, nu pornește nimic de la zero, totul se întoarce, totul are continuitate.